Trei surori, episoadele 1, 2 și 3, rezumat. Turcan, Deria și Donu sunt trei surori care duc o viață fericită alături de părinții lor, Sadik și Nersin, într-un orășel de pe coasta Mării Egee. Turcan este fiica cea mai mare, în vârstă de 22 de ani, și este cunoscută în tot orașul pentru frumusețea ei. Este o persoană romantică, naivă și tăcută. Atât Donus, fiica mijlocie, cât și sora ei mai mică, Deria, studiază la liceu și se pregătesc pentru examenul de facultate. Rukan Korman, cea mai bogată femeie din regiune, află despre frumusețea lui Turcan și decide să o căsătorească cu fiul ei, Somer. Somer are o iubită pe nume Mine, care vrea să se căsătorească și să plece împreună în Anglia, dar sub presiunea mamei sale nu are de ales și acceptă să se căsătorească cu Turcan. Fatih, fratele lui Sadik, se întoarce în oraș după mulți ani, sub pretextul că vrea să își cunoască fica. Sadik și Nersin încearcă să ascundă că de fetele lor un secret din trecut. Turcan și Somer se căsătoresc. În noaptea nunții, Somer îi spune că s-a căsătorit cu ea fără voia lui, dar niciodată nu va fi soțul ei și va putea locui cu el în aceeași casă doar ca doi prieteni buni. Iar dacă va fi de acord și va respecta o înțelegere, va fi fericită, fiindcă o va sprijini financiar și niciodată nu îi va lipsi nimic. Apoi pleacă și îi spune că într-o zi se va întoarce, dar pentru ea, ci pentru a face o schimbare. Turcan rămâne singură într-o casă retrasă, fără mâncare. După câteva zile, Rukan apare și o întreabă unde este Somer. Iar când ea îi spune că el a plecat din prima zi după nuntă, Rukan îi reproșează că nu a fost capabilă să își țină soțul lângă ea și furioasă o lovește. Turcan cade jos și își pierde cunoștința.